Salutare tuturor și bine v-am regăsit în acest nou clip, eu sunt Astral și astăzi am venit un concurs special deoarece a venit în sfârșit și noul challenge pe John Cena și astăzi vom juca și noi la el, bineînțeles, pentru a lua player icon și bineînțeles toate classic cash-urile puse la bătaie, mai exact 1500. Dar în de toate, vă rupeți butonașul de like, cerul subscribe, să follow pe Instagram Royal. Și haideți să facem acest post, suma de 12 like-uri, dacă se poate, acesta este targetul acestui video. Și bineînțeles, o altă chestie care am observat-o pe Brawl Stars este că Brawl Stars ne-a făcut cadou încă 1000 de classic crash-uri. Și din câte am înțeles, această chestie se datorează din prisma faptului într-un alt bug. Așa că, bro, încă 1000 de classic crash-uri gratis pentru noi, mulțumim Brawl Stars. Și oricum totuși ignorăm faptul că sunt o grămadă de shop-uri, este plin de oferte cu classic crash. Și bineînțeles, văd că toate skin-urile acestea cu Supercell Make au venit la o reducere incredibilă. Deci, bro, shop-ul de astăzi arată insane. Bineînțeles, mai avem aici încă 500 și încă 100 de classic crash-uri aici, care, bro, sincer, chiar nu strică absolut deloc să ai mai multe classic crash-uri. Și cred că suntem pe locul 3 în club. Oh, chiar 6, bro, am scăzut rău la club. Trebuie să mai facem și noi misiuni oricum, by the way. La shop aici nu cred că putem cumpăra absolut nimic la acest moment. Trebuie să așteptăm 32 de minute până când se resetează din nou shop-ul. Aș fi luat acest skin pe Surge, dar mai mult m-aș concentra pe skinurile de event, pentru că după cum ne vedeți mai sunt exact 12 zile până când acest eveniment va dispărea și după ce nu va mai fi disponibil absolut deloc. Și aș lua acest skin pe Patrick, sincer, numai că aș vrea să vină o ofertă destul de faină. Și, bro, sincer, acum chiar aș vrea să mă joc și la evenimentul cu John Cena. Acest challenge, sincer, m-aș băga direct cu brawlerul Chuck, pentru că totuși avem prima mapă, o mapă de haste. Și sincer zic că Chuck ar merge destul de bine aici. Acum rămâne să vedem dacă chiar va fi așa cum zic eu. Totuși, predicțiile mele până acum nu au fost greșite, așa că sper chiar și acum să ne descurcăm destul de bine, pentru că avem un kit, un Piper și un Barry, bro. Sincer, brawler este pentru mapa de haste. Bro, uitasem că sunt aceste abilități, bro, lol. Am uitat complet de abilități, lol. Deci am uitat complet de abilități. Sper sincer să reușesc să fac ceva. Ok, avansăm aici. Bun, punem aici, perfect. Hai pe kit, hai pe kit. Se pare că și cea care abilitatea aceea cu buline, bro. Cu bubble-uri. Perfect, și chiar ne ajută destul de mult, sincer, acest lucru. Și hai să punem și ultima toretă fix aici și zic că suntem perfecți și meciul este și ca și câștigat. Dăm aici gadget-ul și haide direct să mergem. Bun, bro, uite ce fain se joacă, bro, ce fain se joacă, insane cât de fain se joacă. Acolo n-a reușit să fac nimica, dar vezi că haste-ul nostru cam cade, bro, cam se duce. Ok, ok, 25 la 24, se dă damage la safe. Se dă damage chiar destul de bun. Ok, haideți când merg eu acum. Și bro, meciul e câștigat. Easy, bro, easy, easy, bro. Ce bine s-a jucat meciul acesta, ce bine s-a jucat. Ok, bro, fain acolo și iconul singur, sincer, al challenge-ului. Chiar îmi place destul de mult cum arată. Și avem aici și un star rob care este, by the way, rar. Și, classic crash-urile, cum se dau climb, bro? Aparent se dă climb singure, am înțeles. Și bro, vezi chestia că s-ar putea chiar să cumpărăm acest skin pe Patrick. Acum sincer să vedem, pentru că totuși mi se pare cam mult oferta asta, sincer. Dar tare mi-e să nu-mi iau țeapă și să vină un alt skin care să coste 10.000 de classic coins-uri, pentru că ne-am dus, bro. Pentru că din challenge o să facem destul de multe. Acum revenim direct cu următorul target, acela fiind knockout. Am finalizat și noi, în sfârșit, haste-ul. Am reușit să ajungem și la knockout. Și bineînțeles, am reușit să deblocăm și două recompense de la Brawl Pass, acelea fiind 1000 de coinsuri și bineînțeles, un star drop care este unul super rar. Dar aceasta, sincer, a jucat cu un brawler care este chiar foarte bun pentru această mapă, aceea fiind direct Piper, numai că, sincer, sunt tare curios să văd cum o să mă descurc, pentru că, sincer, brawlerul Piper mi se pare un brawler chiar foarte bun. Și chiar sincer aș fi curios să văd dacă reușim să câștigăm prin această dată, pentru că văd că la echipa adversă avem cam același comp, doar că Piper-ul este la fel. Acum să vedem cum ne descurcăm, bro. Deci chiar sunt curios să văd cum ne vom descurca. Direct un hit prins acolo la perfecție. Încă unul. Bro, prindem toate hiturile la perfecție. Mamă, ce era să prind acolo, bro.
Uite-l. Bun, avansăm. Avansăm, nicio problemă. Bro, cea mai mare greșeală, cum se face așa ceva? E cea mai mare greșeală ever pe care putea să o facă. Deci cea mai mare greșeală, deci mai bine nu o făcea, bro. Mai bine nu o făcea chestia aia. Așteptam să vină nota muzicală din nou al lui Piper. Uite-l. Ha, a încercat acolo să treacă apa, dar din păcate nu cred că știe că nu poate. Bun, să spargem acolo pereții. Acolo să stea. Deci trebuie să așteptăm iarăși nota muzicală. Uite-o. Să spargem toți pereții, bro, și să-i lăsăm fără pereți complet. Cred că ar fi o soluție bună. Bun. Ha, bro, ce și-a luat-o. Ce și-a luat acolo. Și meciul câștigat, bro. Easy. Deci, bro, easy. Easy match. Easy. Numai că văd că de așa stă băgui challenge-ul și mi-ne arată cea steluță acolo sus. Star drop. Avem iarăși super rar. Și, bro, s-a băguit challenge-ul. De nu ne mai arată logo de așa. Deci, bro, insane. Revenim direct la următoarea mapă. Aceea fiind direct Horizon Parallel Plays. Trecem cu succes, bineînțeles, și faza de knockout și ajungem la Hot Zone, aceea fiind direct Parallel Plays. Și aici, sincer, brawlerul pe care l-a jucat este unul care chiar zic eu că este destul de pe acela fiind Leon. Deci, bro, Leonul mi se pare un brawler chiar destul de bun când vine vorba despre această mapă. Și scump, bineînțeles, am reușit să deblocăm și aici încă 1000, încă 100 de credite care sunt bune pentru Moe și haideți direct să vedem ce vom face și pe această mapă de Hot Zone, pentru că aici, sincer, chiar sunt curios să văd cum o să ne descurcăm, pentru că, așa cum am spus, Leonul zic eu că este un brawler destul de bun pentru această mapă. Și suntem aici, în sfârșit, pe mapa de Hot Zone. Bineînțeles, avem un comp chiar asemănător în afară de Nita și Leren Laurie. Eu aș merge direct sus. Ok, văd că băieții au greșit direcția puțin. Deci au greșit puțin direcția, dar nu cred că încurcă într-un fel. Ok, bun. Direct acolo easy kill. Văd că la noi merge acolo destul de bine cu zona. Ok. Aici stați sincer să văd dacă vine vreun player. Ok, vine Nita. Vine Nita. Ok, deci noi suntem mai în față decât ei. Bro, nu face nimic acolo, sincer, să fiu cu voi. Au cam venit pe noi, bro. Au cam venit pe noi. Sincer să fiu cu voi. Au cam venit. Sincer, unica variantă ne rămâne direct să mergem sus și poate cu câtva noroc să reușim să câștigăm. Bun, avem zona acolo. Numai că sunt în față echipa roșie, bro. Sunt în față echipa roșie. Bro, trebuie să facem ceva la echipa roșie. Deci neapărat echipa roșie trebuie să piardă. Bun, ne dăm aici direct superul, intrăm către ei. Ce bine ne-a prins, bro, ce bine ne-a prins, oh my god! Nu! Bro, pierde meciul! Deci refuz să cred acest... Bro, nu se poate, bro! Și era și uite, bro, uitați-vă o leacă. Bro, stai o țără, că vreau să văd, bro, Frank-ul care dă dislike. Deci, bro, asta m-a făcut complet. Ia să vedem uneacă, Frank-ule, cât de trofee ai mâncați așa. Bro, 29.000 de trofee. Bro, du-te și aruncă-te în cap, bro. Dacă vezi acest video, du-te și aruncă-te în cap rău de tot. Pentru că nu ești bun pentru acest joc absolut deloc. Deci, deloc nu ești bun pentru acest joc. Avem din nou un match, zic eu, destul de echilibrat. Adică nu aș vedea ceva foarte greu, sincer, pentru că Derelus merge către zona respectivă. Noi mergem către a noastră și eu zic că va fi destul de ok. Destul de ok, zic eu. Bun. Ok. Are cea zonă bună. Ne punem înapoi zona, nicio problemă. Adică, bro, de ce să-mi fac griji? Ok, acesta vine din nou cu un Krusty Krab. Bun. Aoleu, vin acum mai mulți către mine. Uite-l, bun. Bun, bravo. Bravo. M-am văzut acolo. Încă 10%, bro. Încă 10% din zona lor. Și meciul este câștigat. Așa că, bro, mergem direct sus, ce să zic.
mergem direct sus pentru că meciul sincer cred că este a nostru. În sfârșit, finally, bro, finally, în sfârșit am câștigat și sincer ne mai rămâne chiar foarte puțin, sincer, până când terminăm challenge-ul. Și bro, Jam Grab și cu Bounty va fi simplu. Ne revedem direct la Jam Grab. Ești în căutare de cele mai bune drinkuri de gaming? Ei bine, îi avem pe băieții de la Nugosu. Aceștia îți oferă o varietate largă de produse proteice și, bineînțeles, merch-uri unice. Nugosu pune mare accent pe gaming și, bineînțeles, pentru sport. De asemenea, oferă săptămânal reducere la produsele lor, așa că intră chiar acum pe link-uri din descriere și profită de reducerile curente. Chiar atunci când am terminat, vine și resetul, bineînțeles, la Krusty Shop și, bineînțeles, vom afla ce se află nou-nouț în acest Krusty Shop de astăzi. Bineînțeles, am reușit să ajungem și la Jam Grab și acum, sincer, care tar mă interesez să văd chiar ce se află. S-a resetat acum tot complet. Ar trebui să vină și Krusty Shop-ul din moment în moment. Acum, sincer, rămâne să vedem chiar când, pentru că aici văd deja că apare 10 secunde la toate și... Bro, este new event available, dar sincer când va apărea, habar n-am. În sfârșit s-a resetat și bro, sincer, chiar de tar sunt curios să văd ce se află. Avem 4 oferte aici. Și avem și acest Power Meal, care este unul gratis. Să vedem dacă poate ne dă spatula de 3. Ne-a dat Keep Shake, care acesta este de level 3, bro. Sincer, cred că o să fie bun, sincer. Chiar cred că o să fie bun. Și haide să le dăm pe aceste două, să vedem ce se află în ele. Ok, Power Meal și Hyper Charge. Iar momentul acestor trei. Avem acesta Mega Deal-ul. Să vedem. Bro, pare value, dar nu prea mult. Adică 800 de la 10.000. Sincer, merge. De ce să mint? Dar totuși parcă mai bine era să-l cumpăr pe celălalt, adică mi se pare mult. Mi se pare chiar mult. Dar totuși, 3000 de blinguri, un skin gratis ar veni, deci... Bro, zic eu că s-ar merita, deci eu zic că s-ar merita. Sincer să fiu cu voi, eu zic că s-ar merita, fără discuții. Adică, bro, de ce nu? De ce nu? Dacă ne dă și Hyper Charge gratis, de ce nu? De ce să nu investești? Și avem aici o ofertă cu Free Coins... Bro, cine ar da bani pentru această ofertă? Serios acum. Deci serios acum, cine ar da bani? Și aici a venit și, bineînțeles, eventuri noi și cam atât. Ok, haide să dăm direct cu meciul de Jam Grab, care acesta este pe Double Show, care, e, sincer, ar merge un Bo. Deci, bro, eu aș juca cu Bo, să văd așa cum aș descurca, sincer, cu Bob, pentru că știți că are acel star power care poți vedea direct prin bușuri. Deci, pentru că, sincer, ăștia cred că sunt boți. Nu știu de ce zic eu asta, dar sincer cred că sunt boți, că nu prea au chestii. Deci uite-o leacă, bro, te termină roza, deci dacă joci. Dacă ai jucat roza, te-a mâncat. Ok, stăm aici. Ne dăm iarăși viața. Bun. Nu mă grăbesc. Nu mă pancentez așa tare. Ia uite. Bro, te termină efectiv roza. Dar și Frank-ul. Deci Frank-ul, bro, cu Frank-ul nu putem să ne punem, pentru că totuși, na, este un OP. Și înțeleg acest lucru. Dar, bro, totuși, e OP tare roza asta. Este chiar foarte, foarte OP. Dăm iarăși aici. Ia uite-l și pe primul. Ia uite-l, bro. Și la noi nu face nica. În sfârșit, bravo, Tic. Bravo. Așa, bro. Așa, Tic. Hai, că se poate. Ultimul gem. Dacă reușim să-l luăm și pe acesta, este easy match-ul. Bun. Vino către mine, bro. Așa, aruncă-mă. Bro, m-am învârtit în toate direcțiile, dar în loc să se ducă pe cei care aveau gemurile. Deci, 4 secunde. Meciul este... ok, nu știu ce s-a întâmplat acolo. Nu știu ce i s-a întâmplat acolo. Dar, de data aceasta cred că meciul este ca și câștigat. Pentru că stăm aici în bază, ne facem un buș aici frumos, să stăm chill. Și este câștigat, bro, let's go, în sfârșit, meci câștigat din nou, am reușit, bro,
am reușit al 10-lea meci, în sfârșit câștigat. Ne mai lipsesc 5 în total, dar, sincer, este realizabil, bro. Este realizabil acest challenge. Și avem și ceva aici de blocat, care cred că este un, un star drop. Ok. Bun, a intrat mai greu. Dar în sfârșit am reușit să-l luăm și pe acesta. La event aici nu știu de ce nu ne arată clasic creșurile, dar revenim direct în ultimul match de bounty. În sfârșit, după ce am jucat mai multe minute, am reușit în sfârșit să ajungem și la mapa Shooting Star pe bounty. Iar aici știți bine ce brawler se va juca, bineînțeles că Piper, pentru că Piper, sincer, este cel mai bun, zic eu, brawler pentru mapa aceasta. Și bineînțeles nici la Crusty Crash, să știți că nu stăm absolut deloc rău, pentru că am ajuns la suma de 7710 Crusty Crash. Numai că, sincer, m-am gândit mai bine și nu aș investi în această ofertă pe care o vedeți aici cu Mega Deal, deoarece zic eu că nu se merită. Adică, bro, Hypercharge și cu acele bling-uri și cu Power Mill, iar un pin pe Sandy, bro, sincer. Și chiar skin-ul pe bază nu este unul din preferatele mele, așa că sincer aș rămâne cu aceste clase creșuri. Și în sfârșit, după foarte, foarte multe minute pierdute din viață, am reușit în sfârșit să terminăm și acest binecuvântat challenge, bro. În sfârșit, bro, deci așteptam cu nerăbdare, sincer, să termin asta. Chiar cu nerăbdare, pentru că deja eram, bro, terminat complet pentru acest player icon, care, by the way, este și animat, bro. Dar totuși, trecând peste faptul că am pierdut meciuri și meciuri și meciuri, asta este partea a doua. Dar important este că ne-am distrat și, bineînțeles, că am reușit să finalizăm și acest challenge cu succes. Dacă, sincer, era și cu loseri, eu zic că era chiar unul pierdut. Dar bine că am reușit. Da, băieți, cam atât a fost cu acest episod, sper că l-a făcut, nu uitați un like, un subscribe, să-ți follow pe Instagram la Star Royale, iar noi ne vedem de fiecare dată în alt episod cu Brawl Stars. Pa, pa!